Un medic din Sinaia care a uitat în urmă cu 2 ani mai multe pansamente în corpul unei fetițe de 10 ani în timpul unei operații a scăpat de răspunderea penală. Parchetul din Sinaia a clasat dosarul pe motiv că medicul nu a săvârșit fapta cu intenție. Șocați de decizie, părinții fetei spun că se vor îndrepta împotriva medicului în civil. S-a efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. S-a dispus clasarea cauzei în temeiul articolului 16 alineatul 1 litera B cod penal. Deoarece fapta sesizată nu este prevăzută de legea penală, soluție care s-a fundamentat și pe concluziile expertizei medico-legale întocmite în cauză, conform căreia vătămările corporale suferite de pacienta minoră nu au atins gradul de gravitate prevăzut de legea penală pentru ca fapta să constituie infracțiune. Așa a sunat sentința tribunalului din Sinaia. Vestea că medicul a fost absolvit de vreo vină nu a demoralizat-o însă pe mama fetei. Ea spune că, în ciuda acestei sentințe, va continua lupta, chiar dacă va dura foarte mulți ani. Nu-i pasă nici chiar de banii pe care i-ar putea primi ca daune, pentru că ei nu ar cumpăra viața copilei. Multă lume ar crede că m-aș simți distrusă. Eu nu m-am simțit distrusă, pentru că noi am câștigat. Noi am învins moartea. Pe mine m-ar fi bucurat faptul că acest domn doctor să fie tras la răspundere, să fie un pic penalizat. Nu mi s-a dat ocazia să lupt în acest proces penal, dar voi lupta pe civil. Avem o soluție de clasare, dar, din fericire, s-a făcut dovada prin efectuarea celor expertize că fapta există. Fapta există, dar nu poate fi pedepsită de legiuitor, pentru că nu avem 90 de zile de îngrijiri medicale și, bineînțeles, că nu a reieșit în mod clar din cele două expertize că viața i-a fost pusă în pericol. În civil, familia fetei va da în judecată atât Ministerul Sănătății, cât și medicul și primăria Sinaia. Suma solicitată este o sumă cerută de către noi, Casa de Avocatură, pentru a putea avea competența Tribunalului Prahova. Solicităm în primul rând ca judecata de fond să se facă la Tribunalul Prahova și atunci am fost nevoiți să depășim suma de 200.000 de lei, sumă pe care o solicităm în solidar să fie achitată de către minister, de către primărie și de către medic. Dacă sentința tribunalului nu a afectat-o prea mult, mama fetei este foarte indignată de vorbele care au apărut după operație. Cineva din persoanele care știu ele că sunt vinovată de suferința fiicei mele, au scos un zvon că fiica mea și-ar fi introdus singură pansamentele în abdomen. Medicul acuzat de malpraxis nu a dorit să facă o declarație în fața camerelor, însă telefonic a precizat că nu comentează decizia instanței. El este în continuare șeful compartimentului chirurgie din cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia. Odată cu acțiunea în civil, se va efectua o nouă expertiză medico-legală, care va stabili în mod clar dacă viața i-a fost pusă în pericol fetei și dacă numărul de zile de îngrijiri medicale va fi mai mare decât cel acordat inițial. Dacă expertiza va arăta o altă situație, se va putea decide urmărirea penală.